Bine v-am găsit. Revin cu actualizarea portofoliului pe bursa internațională din luna octombrie, să vedem cum a evoluat acest an în luna septembrie și ce am mai achiziționat în luna octombrie și de asemenea cu alte câteva noutăți reprezentând alegerile electorale din SUA. Și voi începe întâi cu aceste informații despre alegerile electorale din SUA. Dacă doriți să citiți un raport despre acestea, cei de la XTB au disponibil un raport concentrat pe alegerile din SUA din perspectiva investitorului și cu privire la impactul acestor alegeri asupra burselor. Și să trecem puțin în revistă, am făcut un scurt rezumat ceea ce putem să aflăm din acest raport. În principiu o statistică interesantă pe care o vom vedea imediat despre performanța indicelor S&P 500 înainte și după alegeri în funcție de învingători, dacă sunt din Partidul Democrat sau Republican, cum vor reacționa piețele sau aurul sau petrolul la aceste rezultate și cum arată sistemul electoral din SUA și alte statistici și date interesante. Am lăsat link în articol și în... Dacă dați click pe această imagine și de asemenea voi lăsa link și în rubrica de comentarii. Ce mi-a atras atenția, pe lângă alte statistici pe care le puteți găsi în raport, acest grafic cu performanța indicelui S&P 500 cu 12 luni înainte și după alegerile prezidențiale, care este făcută din 1984 până în prezent și care a fost schimbarea medie în procente, cu victoria Partidului Democrat, respectiv cu victoria Partidului Republican. Și vedem aici, practic, creșterea în procente. Puteți descărca raportul din această secțiune dacă doriți să aflați mai multe detalii. Sper să fie util. Voi trece acum la portofoliul pe bursa internațională, portofoliul călător în investiții. Evoluția venitului pasiv a crescut ușor față de cel de la ultima actualizare, datorită faptului că activele au avut o ușoară creștere și am reușit să adaug fonduri noi în luna octombrie. Chiar dacă încă nu am reușit să iau toate pozițiile din strategie pe care le-am, să zic așa, restante din lunile din trecut, am mai reușit să iau una în schimb. Voi ajunge imediat la achiziții. Din punct de vedere al estimării venitului pasiv, dar după cum se poate observa și pe acest grafic, iau în calcul venitul lunar din portofoliu cu o rată de retragere 3% pe ETF-urile cu acumulare și venitul din dividende lunar dacă ar fi să-l împart la 12 luni ceea ce mi se distribuie din ETF-urile cu distribuție. Și am ajuns la un total de 54 de euro, un progres de 18% din primul țel propus și anume de 300 de euro pe lună. Să vedem care a fost și evoluția portofoliului în această lună. Menționez că am încasat și dividende și mai jos se poate observa pe grafic evoluția totală a portofoliului de când l-am înființat și practic ne aflăm practic la cel mai bun randament de până acum și am plotat în graficul de mai jos și profitul total estimativ pe care l-aș avea cu dividendele incluse. Și cu mențiunea că am mai făcut o mică ajustare față de luna trecută unde iar făcusem o ajustare, fiindcă nu am scăzut din profitul estimat total de la lună la lună dividendele reinvestite, fiindcă profitul calculez raportat la achiziții versus valoarea totală curentă a portofoliului și vedem că și aici ne aflăm la cel mai înalt nivel de până acum. A crescut într-un ritm frumos în acest an activele pe care le am în acest portofoliu și pe care le-am descris în strategia portofoliului. Din punct de vedere la randamentului din acest an, randamentul portofoliului se apropie de 20%, 19,8%. Vedem cum vom încheia anul, dar momentan după primele 9 luni și jumătate am un randament foarte bun. Mi-aș dori să-l mențin așa în fiecare an, dar vom vedea cum vor evolua lucrurile. Din punct de vedere al dividendelor, am mai încasat dividende în luna octombrie de la ETF-urile cu distribuție și dacă ne uităm pe graficul de mai jos, cum au evoluat dividendele totale pe care le-am încasat, vedem că avem această creștere din luna octombrie și pe ansamblu de când am început portofoliu, după cum am descris și aici, imaginea pare mai frumoasă, având în vedere că la început aveam dividende foarte puține, ușor, ușor încep să crească și acestea și încep să devină
o pondere destul de mare în portofoliu pe măsură ce și acesta crește. Ce am achiziționat în octombrie? După cum am menționat și în prezentarea de început a portofoliului, încerc să urmăresc strategia de aici și anume să iau de pe fiecare coloană din luna respectivă activele menționate în luna aceea. Luna aceasta am mai achiziționat un activ din urmă și anume este vorba despre JP Morgan Emerging Market Bond, fiindcă nu luasem în luna iunie. Și în afară de aceasta am achiziționat ceea ce se află pe coloana din luna octombrie și anume MSCI World ETF, Emerging Market ETF, Information Technology ETF și ETF-urile ce oferă distribuție de dividende, Dividend Aristocrat, US Dividend Aristocrat ETF și Euro Dividend Aristocrat ETF. Am mai pus o dată mențiune aici, intenționez ca pe viitor să nu mai iau iShares Core Global Aggregate Bond ETF, fiindcă de când am început să investesc, prima poziție a fost luată în mai 2021, randamentul total este ușor negativ acum, aș dori să redirectez acele poziții către altceva, mă refer la cele de aici și voi veni cu actualizare să vedem cum voi mai reorganiza portofoliul, probabil la final de an sau la început de an următor. În orice caz, vă voi ține la curent cu noile modificări. Care este situația curentă versus strategia inițială? În strategia inițială a portofoliului am vrut să ajung la un procent de 80-85% acțiuni și restul de 10-15% obligațiuni și metale. Momentan sunt la ETF-uri pe acțiuni de aproape 88%, restul obligațiuni și metale. Sper că a fost util acest video. Nu uitați, dacă vă interesează raportul despre alegerile electorale din SUA și cum ar impacta investitorul și impactul asupra burselor, puteți citi raportul celor de la XTB. Sper că a fost util acest video, dacă doriți să vă abonați la noile articole, o puteți face din această zonă și de asemenea puteți să apăsați pe butonul de like și să apăsați pe subscribe și pe clopoțel pentru a fi la curent cu noile videouri. Vă mulțumesc, la revedere!